În comuna Urleș, curățenia este foarte importantă, iar primarul Constantin Cârstina este întotdeauna atent ca gunoiul să nu fie aruncat în locuri nepermise. Primăria are personal angajat pentru colectarea deșeurilor și întreținerea spațiilor verzi, dar, cu toate acestea, edilul comunei face apel și la cetățeni să-și întrețină și să-și curețe spațiul verde din fața proprietății. Referitor la bine întreținută, și primim laude întotdeauna din toate părțile. Cei care vizitează comuna, o parte dintre locuitori, numai că este o muncă titanică, o muncă de dimineață până seara, ne concentrăm, avem practic doi muncitori la nivelul primăriei Urleș care trebuie să se ocupe de spațiile verzi, de tot ce ține și la școală să lucreze. Problema gunoaielor, eu zic că o ținem puțin sub control, cu toate că nu reușim în bună măsură. Avem un operator delegat la nivelul unității care colectează gunoaiele. Aveți și colectori pentru deșeuri separate? Și pentru separate și cele la grămadă, cum spunem noi, dar mai sunt cetățeni care nu înțeleg și aruncă gunoaiele în mod dezorganizat. Ce nu reușim să, de multe ori, să umblăm la mentalitățile oamenilor să ne mai sprijine și în această acțiune de cositul buruienilor la poarte, la ierburilor, de întreținerea spațiilor verzi din fața proprietăților, este mai greu. S-a mai creat, eu nu zic că sunt mulțumit în mare, dar mai sunt cetățeni care așteaptă totuși să le pice de undeva de sus, să le vină primarul sau nu știu cine să le facă curat la poartă. Pentru că, într-adevăr, eu sper și încerc să, de atâția ani de zile, să aduc localitatea Urlești la un standard cum ar trebui să fie normal într-o lume civilizată. Ce n-a reușit, n-a reușit cu mentalitățile oamenilor să le aduc la nivelul la care aș crede eu că ar trebui să gândească. S-au găsit soluționate de localități prin amenzi și s-au conformat. Sunt de acord cu noastră cu amenzi, dar este târziu, pentru că dacă am avut în gând tot timpul o idee de a demonstra că fac eu la poartă și după aceea să vii să întreții. Am le făcut și la poartă și tot nu au cultura unii necesară să întrețină. Am plantat arbuști ornamentali la fiecare, aproape la fiecare gospodărie la poartă de-a lungul trotuarelor. Aș fi așteptat că o parte dintre cetățeni să-i ude sau să le pună ceva de protecție, să nu încline vântul și puțini... Să mergeau în parc. Mai sunt și puțini care n-au înțeles. Tundă, da, exact. Aș fi vrut să fie, într-adevăr, latura asta civică care, spre mâhnirea mea, cred că cam dispărut din gândirea oamenilor în general, al românilor în general, adică ne place la alții cum arată, dar dacă ar fi vorba să facem la noi, nu facem. În altă parte nu arunci hârtia că te amendează la noi, arunci hârtia unde-ți convine. Tot pentru înfrumusețarea comunei, primăria a plantat mai mulți arbori pe marginea drumului care străbate localitatea.